colectivul serafimilor. Multe tărâmuri se bazează pe tine. Sursa Era of Light, canal Galaxy Girl. Văd cer înnorat în toate direcțiile și când mă uit mai aproape, ele sunt umplute nu cu ceață, ci cu aripi bătând, cu ochi infiniți de toate formele, mărimile și dimensiunile, culori și specii. Există un sunet zumzet și înfiorător din aripi și părul meu suflă înapoi. Adie vântul. Toți ochii care se uitau în altă parte se concentrează în direcția mea. Salutări, iubite om al pământului! Vă salutăm acum cu aripi de iubire. Noi suntem colectivul serafimilor. Sfânt, sfânt, sfânt este colectivul cristic care naște noul pământ. Puritatea vine în acest tărâm sub forma multor mâini și inimi deschise, forumul lucrătorilor în lumină care, deși noroioși din trudă, sunt umpluți cu lumină din interior. Este timpul marii dezvăluiri, al marii treziri, al marii revelații. A dezvălui, a descoperi ceea ce a fost ascuns, este ceea ce se întâmplă și ceea ce urmează să aibă loc. Există mult mai multe lucruri care vor fi dezvăluite și se vor simți destul de personale. Tu ești sămânța de muștar. Voi sunteți cei ce mută munții pentru că voi sunteți creatorii lor. Ai creat multe lumi, multe specii, multe tărâmuri s-au bazat pe serviciile voastre și vor continua să se bazeze pe voi în timp ce ajutați tărâm după tărâm. În prezent, asistați tărâmul pământului și este un loc provocator, întunecat, dar cu multă lumină. Este tărâmul dualității, al bipolarității, al disfuncției și al funcției. Inima a fost pierdută din tărâm și se întoarce pentru a echilibra mintea masculină. Inima feminină bate mai puternic pentru a echilibra masculinul rănit, dar în realitate ambele au fost destul de rănite de ele însele și de celălalt. Dualitate. Reflexia interioară se reflectă asupra apei, la fel ca și curenții de apă atunci când curg peste roci, modele reflectate sunt schimbate și modificate de terenul dedesubt. Veți vedea mai clar zâmbetele răufăcătoare și nu vă vor fi plăcute. Ceea ce este mascat va fi demascat. Veți vedea acest lucru și veți ști și mulți se vor trezi. Îi întreb de ce îmi apar așa, cu atâția ochi diferiți și atâtea aripi. Acesta este modul în care îl vedem pe unul, totul. Diferitele perspective ale întregului sunt completate cu focalizare unificată și împreună putem vedea prin fiecare lentilă și punct de vedere și de perspectivă variabilă. Ne face să vedem ochii tăi umani. Există milioane de variații ale irisului uman, la fel cum există ochi infiniți în multivers. Dorim ca voi să vă vedeți propria unicitate, propriul vostru punct de vedere, la fel de mult prețuit și apreciat.
Noi suntem colectivul serafimilor. Vedem marea bifurcație venind la un cap în care noul devine viitorul și vechiul devine ceea ce a fost uitat. Vechiul va fi de mult uitat, ca un vis cețos. Vă veți aminti viețile voastre umane, încercările și necazurile voastre când încercați cu adevărat. Dar va părea un vis care s-a întâmplat cu altcineva. Veți fi atât de vindecați de aceste energii care vin, încât vă veți ridica deasupra. Câmpul tău nu va mai putea să conțină răul, doar lecțiile, doar ceea ce te-a îmbunătățit va persista. Și este oare un gând delicios, iubiți oameni ai pământului, că traiectoria voastră este foarte strălucitoare? Arătăm această lumină albă, albă și îi se pare orbitoare, dar aceasta este intensitatea necesară pentru a îndepărta mai multe straturi matrice, pentru a trezi traversele, pentru a vă cufunda mai adânc în lumină, trebuie să deveniți mai mult din ea. Dar la asta vă întoarceți, amintirea a cine sunteți ca lumină. Te vedem cu ochii infiniți ai iubirii, ai reflecției. Am fost martorii momentului nașterii voastre sufletești cu cântecul creației și noi vă asistăm acum, așa cum noi am observat și v-am oferit perspectiva încă de la începutul șederii voastre timpurii de mai multe ori, nenumărate. Unii dintre voi ați avut mii și mulți dintre voi doriți să nu vă întoarceți pe acest tărâm odată ce această transformare va fi completă. Cu toate acestea, vă reamintim cu iubire și blândețe că veți fi martorii și veți experimenta transformarea unei întregi lumi, atât a unei lumi interioare, cât și a celei exterioare. Veți fi transformați mai departe în mai mult din ceea ce sunteți deja, ceea ce este lumină. Ești lumină, sunteți un fractal din tot ceea ce este iubire și lumină și putere și determinare infinită. Puterea infinită a universului este iubirea și dorim să vă reamintim cu iubire că sunteți ceea ce sunteți, ceea ce ați fost și veți fi întotdeauna. Acesta este pur și simplu tărâmul ceții și al umbrei, tărâmul uitării și al amintirii. Lumina care vine îndepărtează ceața și uitarea, creând ample oportunități de a curăța, de a vă aminti și de a vă restabili propriile amintiri în viața voastră umană, pentru a profita de aceste puteri ale darurilor pe care le aveți în voi și pentru a le folosi mai pe deplin. Spunem mai pe deplin pentru că acesta va fi un proces oarecum gradual pentru a nu vă șoca sistemele organice. Corpul se luptă să țină pasul cu unii dintre voi. Veți observa că alimentele și băuturile au un gust diferit și vă provocăm să vă ascultați lumea interioară cu mare grijă, deoarece ați hrănit un copil mic în timp ce priviți lumea voastră exterioară cu observație, cu lumină, cu mare speranță. Observați din punctul de lumină în care totul este deja luminos și vederea se schimbă. Este la fel ca și cum ați crește luminozitatea unui televizor vechi în care a existat un cadran de culoare și luminozitate. Unii dintre voi își amintesc, da, este cam așa.
Când frecvența este așa și în aliniere, imaginea se schimbă, e mai clar. Intrați în această etapă de claritate. Vă vedem cu ochii iubirii și ai grijii duioase, cu mare claritate, și vă vedem ca îngeri umani în forma în care sunteți. Vă onorăm, noi vă vedem pe voi toți și noi vedem toate părțile voastre pe care voi nu doriți ca nimeni să le vadă. Ceea ce îți aduce rușine și vinovăție trebuie curățat. Eliberați-l, este pur și simplu o parte din călătoria ta, nu mai are putere asupra ta decât dacă îi dai putere. Este timpul să lași durerea să plece. Este timpul să vezi valoarea lecției din spatele cuvintelor, din spatele experienței. Nu ești niciodată singur. Pământul este un tărâm al cunoașterii în acțiune, dobândit prin devotamentul experiențial față de cale. Rămâi pe această cale. Calea se îngustează rapid și lumina crește rapid. Ea nu a mai canalizat într-un timp și a ezitat să înceapă din nou, dar i-a fost totuși mai ușor, pentru că straturile rămase peste ea au fost îndepărtate. Văd un șervet alb care a fost înfășurat în jurul capului meu, fiind îndepărtat. Blocajele nu mai sunt pentru mulți dintre voi. Veți găsi că darurile care sunt înnăscute în tine vor veni mai repede și mai ușor pentru tine. Darul nostru pentru voi în această zi este darul clarității. Vă trimitem iubirea și perspectiva noastră infinită. Va fi nevoie de multă perspectivă pe măsură ce pământul își schimbă frecvențele dimensionale pentru ceea ce credeați că nu știți, că nu ați făcut, și ceea ce ați crezut că este solid nu este. Casa cărților se rostogolește, dar numai pentru a putea fi reconstruită. Este timpul semințelor stelare să creați și să construiți un cadru mai puternic în propriile matrici mentale, astfel încât obiceiurile de îndoială de sine și lipsă să nu mai rămână la voi. Este timpul ca voi să vă ridicați ca stăpân al propriului vostru univers interior, astfel încât acest lucru să se poată reflecta cel mai bine în noua voastră casă. Invită lumina în tine, invită ADN-ul să se repare. Respirăm iubirea noastră infinită către voi și ne batem aripile în direcția voastră, dându-vă aripilor voastre aer să se ridice. Noi nu vă dăm puterea pentru că nu aveți nevoie de ea. Vedem că sunteți suficient de puternici și mai mult decât capabili pentru sarcinile la îndemână și viitoare. Noi suntem colectivul serafimilor. Traducerea Andreea.